Ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vin din nou cu o noutate la dumneavoastră. Cum foarte multe dintre dumneavoastră lucrați păpușile amigurumi, m-am gândit să facem un model de cercei pentru păpușelele noastre. În felul acesta le vom da un pic de eleganță, vor fi mult mai frumoase, mult mai atrăgătoare. Culoarea cerceilor o puteți lucra în ton cu rochița sau cu hăinițele pe care le puneți păpușelei. Întotdeauna ne rămân capete de fire de la lucrările pe care le efectuăm. Haideți să folosim aceste capete creând această pereche de cercei. Puteți lucra, așa cum v-am spus, în diferite culori. Eu voi lucra cu macrame numărul 5. Vom avea nevoie apoi de două mărgeluțe. Mărgeluțele mele au o dimensiune de jumătate de centimetru. Le pun aici, să le am la îndemână. Vom avea nevoie de croșetul 1.75, de croșetul 0.75, care ne va ajuta să aplicăm mărgeluța. Vom avea nevoie de foarfece și apoi, în primul și în primul rând, vom avea nevoie de aceste suporturi pentru cercei. Începând de la acest suport, eu voi începe lucrarea propriu-zisă. Voi face primul ochi de lanț. Veți vedea cât de ușor vom lucra și ce frumos vor arăta la urmă. Eu întotdeauna stau foarte bine să studiez ceea ce vreau să lucrez. Acum, intru cu croșetul în interiorul inelului de aici, de la cercel. Voi trage firul prin interiorul acestuia. Și acum voi începe să fac ochiuri de lanț. Voi face un număr de 12. Am deja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. În momentul în care am ajuns la cel de-al 12-lea ochi, vom trage firul. Croșetul de 0.75, așa cum v-am spus la început, vom introduce mărgeluța pe croșet și vom trage firul pentru a fixa mărgeluța aici în capăt. Sper să reușesc să-mi iasă bine, să nu se agățe firul, de obicei îmi rămâne un pic de fir în urmă. Nu, am reușit, am făcut totul așa cum trebuie. Vă rog să-mi scuzați tremurul mâinilor, însă sunt foarte obosită. Sunt foarte obosită, am lucrat și azi noapte și astăzi dimineață, lucru de mână, spun. Și am prins un pic de liber acum. Și vreau să fac acest scurt tutorial. După cum vedeți, am introdus mărgeluța. Acum voi face un ochi de lanț aici. Voi fixa mărgeluța. Deci, voi lua firul odată pe croșet și voi intra în primul ochi. Cel mai apropiat al mărgeluței. Și vom face un picioruș dublu. Voi lua din nou firul pe croșet și în corespondența acelui ochi de lanț voi face al doilea picioruș dublu.
iau firul pe croșet și mă deplasez către următorul ochi de lanț și voi face din nou în interiorul acestuia două piciorușe duble. Deci în corespondența fiecărui ochi de lanț vor veni lucrate două piciorușe duble. Și aceasta o vom face. Acum este a treia oară. Vom intra în următorul. Cea de-a patra oară. Deci am lucrat de patru ori două piciorușe duble, patru. Cinci. De cinci ori. Ori. De șapte ori. Voi mai lucra cea de-a opta oară. Opt. Deci, în corespondența a opt ochiuri de lanț, am lucrat două piciorușe duble. Deci, acum avem un total de 16. Când am ajuns aici, vom lucra 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, voi face un picot voi lua din nou firul pe croșet odată și voi intra pe partea cealaltă în corespondența ultimului ochi de lanț în care am lucrat cele două piciorușe duble. Și voi lucra un picioruș dublu. În interiorul acelui ochi de lanț voi face cel de-al doilea. Voi trece în următorul picioruș și voi lucra din nou două ochiuri, două piciorușe duble. Voi intra din nou și voi face alte două piciorușe duble. Acesta. Iar acum mă voi, deci de trei ori am lucrat câte două piciorușe duble. Acum voi intra aici într-un punct oarecare și voi închide lucrarea. Voi închide în felul acesta. Voi scurta firul. Scuzați un pic că mă ating de trepied, de aceea tremură camera.
Ați văzut locul unde lucrez, că este foarte, foarte strâmt și trebuie să mă adaptez. Vom ascunde acest fir de dedesubt cu croșetul sau cu acul, așa cum doriți dumneavoastră. Deci îl vom ascunde, după care îl vom scurta și vom ascunde și acest capăt de aici. Dar acest capăt de aici îl vom ascunde în felul următor. Vom trece prin picot. În felul acesta vom fixa exact în mijloc cercelul. Vedeți? Voi ieși în afară cu firul. Felul acesta și apoi din nou voi trece prin cercel și voi trage firul afară, îl voi fixa. Un mic nod aici, dacă este posibil, dacă nu, îl ascundem cu croșetul sau cu acul. Ca să nu vă chinuiți așa ca mine, lăsați firul un pic mai lung la început. Eu aici mă refer foarte mult la doamnele începătoare, pentru că ele au nevoie de cel mai mult ajutor. Vom ascunde bine și acest capăt de fir. Vom scurta firele. Și am realizat deja primul cercel. Uitați-vă în ce fel se prezintă. Astfel vom realiza și cel de-al doilea. Îl voi face și pe cel de-al doilea, în modul în care dumneavoastră să înțelegeți mai bine. De data aceasta voi lăsa firul un pic mai lung și dumneavoastră puteți să faceți la fel. Voi intra cu firul prin inelul cercelului. Voi lucra din nou cele 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tragem firul. Vom introduce mărgeluța. O vom fixa. Deci trecem cu croșetul. Vom lua firul pe croșet și vom intra în primul ochi de lanț imediat după mărgeluță. Și din nou, în corespondența a 8 ochiuri de lanț, vom lucra acest număr de 16 piciorușe duble. Deci, pentru fiecare ochi de lanț, două piciorușe duble. Astfel, la capăt vom avea un număr de 16.
case? Rușe duble. Acum avem 10 piciorușe duble. Paisprezece. Și acum vom face în ultimul cel de-al optulea ochi de lanț, alte două piciorușe duble și avem un total de 16. Deci în corespondența 8 ochiuri de lanț vom lucra în fiecare două piciorușe duble. Acum voi face cele 4 ochiuri de lanț cu care voi forma acel picot, 3, 4, voi lua firul odată pe croșet și mă voi întoarce pe partea cealaltă în corespondența primului ochi de lanț în care am făcut ultimele două piciorușe duble de pe partea cealaltă a rândului și voi face din nou un picioruș dublu, cel de-al doilea în corespondența acelui așa ochi de lanț. Trecem la următorul ochi de lanț și lucrăm alte două piciorușe duble. Și astfel avem un număr total de 4 ochiuri de lanț. Vom trece în cel de-al treilea ochi de lanț și vom lucra alte două piciorușe duble. Iar acum voi întoarce pe dos lucru, voi intra aici undeva unde ne este cel mai aproape, cel mai ușor. Și vom închide lucrarea. Da? Mi-a rămas un pic firul în urmă. Chiar dacă este bumbac mercerizat, dar să știți că nu este chiar atât de perfect. Așa, am reușit. Acum vom închide lucrarea, vom scurta firul. Îl vom ascunde din nou. Dumneavoastră puteți folosi acul. Eu, așa cum știți, toate lucrările le fac în mod demonstrativ și de aceea prefer să închid cu croșetul. Cum v-am spus, am prins un pic de timp liber. Bătrâna mea și mănâncă fructele și acum
Vom intra din nou în interiorul acestui picot pentru a ascunde capătul de fir. Ați văzut, de data aceasta l-am lăsat mai lung. La fel veți face și dumneavoastră, îl veți lăsa mai lung să-l puteți manevra așa cum trebuie. Vedeți? Joacă așa, iar acum voi întoarce cercelul, voi intra din nou prin inel și voi scoate firul afară. Și îl vom ascunde din nou. Firul acesta dăm siguranță. Așa, vom tăia capătul. Vom așeza mărgeluța aici și uitați-vă, cu două mărgeluțe și firișor de ață, am făcut un model de cercei pentru păpușile noastre. Eu sper să vă placă ceea ce v-am arătat astăzi. Sper să vă fie de folos în lucrările dumneavoastră. Mi-ar face mare plăcere dacă ați lăsa un comentariu, un like la lucrările pe care vi le prezint. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. La revedere!